Comisia Europeană ar putea da în judecată compania farmaceutică AstraZeneca. Asta după ce mai multe state nu au primit numărul de doze de vaccin comandate. Deși AstraZeneca ar mai avea încă timp să livreze numărul de doze menționate în contractul încheiat între ei și Comisia Europeană, s-ar putea ajunge la instanță. Lucru care ar afecta întregul proces de vaccinare în momentul acesta. Va ajunge Uniunea Europeană la proces cu AstraZeneca sau nu? Aceasta e întrebarea la care reprezentanții mai multor state încearcă să răspundă zilele acestea. Compania farmaceutică AstraZeneca ar putea fi dată în judecată de mai multe state membre UE. Asta după ce AstraZeneca nu a respectat termenii menționați în contractul încheiat cu Comisia Europeană. Mai exact, nu a livrat numărul de doze menționate în acesta. Comisia Europeană ar fi comandat 400 de milioane de doze de vaccin de la AstraZeneca, din care 100 de milioane ar fi opționale. În realitate, numărul pe care Comisia l-a primit ar fi mult mai mic. Ministrul Sănătății, Stephen Donnelly, a precizat miercuri că Irlanda este unul dintre statele care vor participa în procesul împotriva AstraZeneca, referitor la eșecul total al livrării dozelor și acordurilor contractuale pentru lunile aprilie, mai și iunie. Întreruperea livrărilor dozelor va duce la îngreunarea întregului proces de vaccinare, după cum chiar ministrul a menționat. No decision has yet been taken with regard to these legal actions. You know that we have a few weeks ago started the dispute resolution process, which is a process allowed by the contract, allowing the parties to sit together and try to reach an agreement. What matters for us and what matters for all the member states is that we can ensure a timely delivery of a sufficient number of doses by the company. Totuși, nu toate statele ar dori să intenteze un proces împotriva companiei, deoarece consideră că un proces ar putea afecta încrederea oamenilor în AstraZeneca. Rămâne de văzut dacă lucrurile se vor putea rezolva pe cale pașnică sau se va ajunge în instanță. Totuși, șansele încheierii unui nou contract între AstraZeneca și Comisia Europeană sunt minime.